Dacă închisorile noastre te deranjează prin mizerie și prin numărul mare de deținuți pe care îi avem și pe care îi punem la îngrămădeală, ei bine, afli că există în lume închisori mult mai groaznice, în care chiar trebuie să lupți pentru a putea supraviețui. În continuare îți voi prezenta top 5 cele mai brutale închisori de pe fața pământului. Pe locul 5 avem închisoarea La Sabaneta din Venezuela. Ținând cont că în această închisoare rata gardien deținut este doar un gardian la 150 de condamnați, nu este de mirare că La Sabaneta este una dintre cele mai periculoase închisori din lume. Între aceste ziduri, corupția și mita din rândul gardienilor sunt la ele acasă. Cât despre deținuți, situația lor este cu adevărat groaznică. În decursul unui singur an, circa 624 deținuți sunt răniți, iar aproximativ 200 dintre aceștia mor în urma agresiunilor. În anul 1994, marile deținuți s-au războit între ele în incinta închisorii, ambele părți fiind înarmate cu arme automate și pistoale. 104 deținuți au murit în cursul schimburilor de focuri. La Sant, Franța. Cu toate că este situată într-una dintre țările fondatoare a Uniunii Europene, închisoarea La Sant conduce detașat în topul sinuciderilor care au loc în închisori. Doar în decursul anului 1999, 124 de condamnați au ales să-și ia zilele într-un ultim gest disperat, menit a scăpa de mizeria violentă, presiunea psihică și depravarea care domnesc în penitenciarul francez. Deținuții au ajuns să înghită o travă de șobolani, să refugieze astfel în moarte, decât să continue viața în acest loc de coșmar. Fenomenul sclaviei și al violurilor între deținuți este aici, la el acasă. Fiecare deținut are voie să-și părăsească celula doar 4 ore pe zi. Corpul de clădire destinat pedepsilor nu are apă curentă, iar deținuții sunt închiși acolo, fără apă și lumină, timp de zile întregi, chiar și pentru ofense minore, cum ar fi refuzul de a saluta politicos un gardian. Închisoarea ADX din Colorado. Considerată drept cea mai sigură închisoare din întreaga lume, ADX este prin definiție locul unde domnește izolarea și lenta tortură psihică. Activiștii drepturilor omului scriu zilnic petiții guvernului american în care cer închiderea acestei închisori încă de la inaugurarea sa din anul 1944. Deținuții care intră aici ajung să nebunească în doar 2-3 ani. Nefericiți din ADX au voie să-și părăsească celulele doar o oră pe zi și nu au cum să vorbească sau să intre în contact unii cu alții. De asemenea, nu pot părăsi incinta închisorii pentru plimbarea zilnică. În clădirile ADX nu este nicio fereastră. Iluminatul din interior este asigurat de surse artificiale, iar un deținut, odată intrat în ADX, nu mai vede lumina soarelui decât în momentul în care este eliberat. Pe locul 2 avem închisoarea Carandiru din Brazilia. Carandiru este locul în care se petrec lucruri pe care majoritatea oamenilor nu le pot imagina. Torturi oribile, masacre în masă, profilarea asida, tortura legalizată, violuri în grup, toate grozăvile din lume se regăsesc amplificate de zeci de ori în închisoarea braziliană. Într-un loc de mizerie maximă, fără apă curentă și toalete în celule, condamnații sunt obligați să-și facă nevoile fiziologice într-un colț al celulei. Unul din 5 deținuți dintre cei 7500 este bolnav de sida, iar orice deținut nou are șansă să dobândească teribila maladie în decursul primului său an la Carandiru. Dacă un deținut este rănit și are nevoie de orice fel de operație, aceasta va decurge fără anestezie. Încă de la deschiderea sa și până în prezent, centrul medical din Carandiru nu își poate permite luxul achiziționării medicamentelor. Revolte, acte de anarhie și conflicte între gardieni și condamnați au loc săptămânal la Carandiru, iar în timpul acestora mor zeci de oameni. În timpul masacrului din 1992, din cei 111 deținuți uciși, 102 au fost împușcați în urma intervenției brutale a forțelor armate braziliene. Și în sfârșit, pe locul 1, avem închisoarea militară Tadmor din Siria. Cea mai cumplită închisoare din lume ar trebui să schimbe numele. Tadmor nu mai este un loc de detenție, ci un lagăr de exterminare, o adevărată gură de iad. Nici chiar execuțiile nu mai capătă forma recunoscută în care condamnatul este ucis prin împușcare sau spânzurătoare. La Tadmor, execuțiile devin torturi îndelungate care au ca scop final moartea chinuitoare a victimei. Există chiar și un manual de tortură destinat gardienilor, în care sunt descrise în detaliu toate mijloacele de a suprima în chinuri maxime o ființă umană. Vinovați sau nevinovați deopotrivă, sunt pedepsiți pentru orice motiv minor, cu o ură bolnavă. Deținuții sunt legați de mâini, atârnați de tavan și bătuți cu țevi de metal. Uneori, brațele și picioarele acestora sunt lovite cu topoare. Apogeul cruzimii umane a avut loc în data de 27 iunie 1980, atunci când aproximativ 500 deținuți au fost uciși, fără motiv, de gardieni. Acesta este cel mai mare masacru din întreaga istorie a penitenciarilor din întreaga lume.
Și iată că am ajuns și la finalul acestui top. Eu sper că v-a plăcut. Nu uitați de like, share, subscribe. Cu voi a fost Clau. Ne auzim la un nou episod. Pe curând!